În această vară, managerii echipei CSU Asesoft Ploiești au căutat un înlocuitor pentru Darius Hargrove după ce acesta anunțase că va părăsi campioana României. Și l-au găsit tot în Statele Unite ale Americii, la Colegiul Bentley. Este vorba despre Jason Westroll, un fundaș de 22 de ani cu o carieră impresionantă la nivelul NCAA 2. În ultimul sezon, basketbalistul a avut o medie de 21,1 puncte pe meci, 5,1 recuperări, 4,1 pase decisive, 3 mingi pierdute și 2,3 intercepții. Tot anul trecut a reușit să se califice împreună cu echipa lui în Elite 8. Este al doilea coșgheter din istoria colegiului Bentley, marcând 2068 de puncte în 4 ani. Tot în această perioadă, formația sa a pierdut doar 16 meciuri, câștigând 118. De asemenea, colegiul pe care l-a absolvit este una dintre cele mai prestigioase școli economice din SUA, astfel încât diploma în finanțe îl putea ajuta să aibă o carieră de succes în acest domeniu. Cu toate acestea, bucurându-se și de sprijinul familiei sale, a ales să nu abandoneze basketul și a acceptat să semneze în România cu CSU Asesoft. Săptămâna aceasta, Jason ne-a primit în apartamentul în care locuiește, în Ploiești. Americanul este extrem de modest, foarte atașat de familie și prieteni și concentrat asupra carierei sale. Face basket de la 5 ani, sub îndrumarea tatălui său, fost antrenor, ține cu New Jersey Nets și îi place România. Părinții și mătușa lui au venit la Ploiești și au vizitat mai multe locuri din București, Constanța, dar și Castelul Pereș. Își dorește să câștige cu Asesoft titlul de campion și să evolueze ca basketbalist. Jason, first of all, thank you for having me.